Soluția este pentru cazurile în care pangarul este închis, mai ales că lângă lăcașul de cult este și un cimitir. Preotul Radu Nicolae este paroh la biserica din cartierul Mușcel din Câmpina. El a avut ideea ca pentru momentele în care credincioșii nu pot cumpăra din biserică lumânări să amplaseze un tonomat cu produse bisericești. Pentru că ați văzut că locația este izolată și acolo nu este doar o biserică, este de fapt un cimitir. Foarte multe persoane vin să își viziteze pe cei adormiți la mormânt și nu au la dispoziție o lumânare sau o candelă, mai ales că oamenii vin după programul de serviciu, seara, când și la noi este închis și nu mai funcționează pangarul, nu mai e nimeni la pangar. Și atunci, împreună cu Consiliul Parohial, am găsit o soluție și soluția e cea pe care o vedeți. Eu așa zic că este util. Gândiți-vă că de la ora 5-6 când pleacă îngrijitorul de la biserică, vara, până la ora 10, sunt 4-5 ore în care oamenii vin la cimitir și nu pot avea în mașină vara o lumânare sau o candelă pentru că se topește din cauza la soare, nu? Da. Și având acolo în curte automatul respectiv, care ține și rece, au la îndemână tot ce le trebuie. Produsele bisericești vândute la tonomat costă între 2 și 9 lei.